Mămicile au avut la dispoziție 2 săptămâni pentru a trimite o poză de familie pe adresa redacției Litoral TV. Dintre sutele de participante, în urma tragerii la sorți, a fost desemnată câștigătoarea Mariana Roman din Valul lui Traian. Câștigătoarea de astăzi, să sperăm că e din Constanța, se numește Mariana Roman. Doamna Mariana a rămas fără cuvinte când a aflat că a câștigat un coș plin cu bunătăți și un buchet imens de flori din partea Litoral TV. Soțul a fost cel care a înscris-o la concurs. O surpriză plăcută? Foarte plăcută. Nu mi-am imaginat. Să câștigați? Nu, chiar nu. Am zis că nu o să fie norocul pentru noi. A fost un pic forțată că a fost băgată în... Așa, pe neașteptate. Nu a știut... de concurs. La televizor, bineînțeles, la Litoral TV, am văzut participarea pentru concurs, iar ea a fost pentru 8 martie băgată fără să știe în concurs și a anunțat de-abia astăzi înainte să primească, înainte să fie tragerea. A fost o surpriză, surpriză. Felicitări pentru premiul câștigat din partea Litoral TV. Mulțumesc. În primul rând vă oferim un buchetel de flori pentru această zi deosebită și evident marele premiu oferit de Litoral TV, un coș plin cu de toate. Mulțumesc. Acum nu știu dacă o să puteți că era singură, trebuie să aveți ceva ajutoare pentru a pleca pe la casă. După ce și-a ridicat premiul, marea câștigătoare a concursului organizat de Litoral TV cu ocazia zilei de 8 martie, a plecat acasă să sărbătorească alături de familie.